În anul acesta, zice Duhul Sfânt, prin multe vânturi, prin multe furtuni, prin multe probleme, dar iată ce vestește Duhul Sfânt. Cel ce se va apropia, cel ce își va corecta viața, cel ce își va corecta cuvintele care vor ieși din gură, iată ce vestește Duhul Sfânt. În anul acesta, prin toate furtunile și prin toate vijeliile care, iată, vor veni asupra pământului și asupra omenirii, am hotărât să lucrez. Aleluia. Am hotărât să aduc bucurie. Aleluia. Am hotărât să aduc mângâiere celor care se vor strădui. Aleluia. Și își vor pune viața în rânduială. Pentru că aproape este clipa când va veni cel ce este veșnic ca să-și iei sufletele pregătite. De aceea luați aminte și înțelegeți. Deslipiți-vă cu totul de pământ, zice Duhul Sfânt. Și alipiți-vă de cel prea înalt ca să puteți primi putere, să puteți primi mângâiere și bucurie. Pentru că pe pământul acesta puțină bucurie va mai fi, zice Duhul Sfânt, pentru că vrăjmașul să luptă puternic, pentru că știi că nu mai are mult și va fi legat pentru 1000 de ani, zice cel ce este Sfânt. De aceea, sufletelor, puneți viața în rânduială. Puneți viața în rânduială, unul fiecare din voi, ajută-ne, și duceți vestea care va mai fi hotărât și care va fi îndemnat de cel prea înalt să vină în locul acesta, va primi bucurie în măsură cum va fi pregătit. Amin, așa vestește Duhul Sfânt. Amin, amin.